Salut! Astăzi vreau să vă prezint două pistoale de bătut cuie de la DeWalt. Sunt pe baterie. Ele vin în cutia aceasta. Vine cu un încărcător. Două baterii de 5 amperi. Avem cutia cu posibilitatea de a ancora toate accesoriile cu arici. Facem probă la acest pistol care bate cuie până la 65 de mm lungime. Avem toate detaliile aici. Am cumpărat cuie de 38 de mm. Ca să prindem plinta, să putem prinde pervazele de la uși. Deci cuiele sunt așa. Sunt de 2,2. Se introduc locul acesta, după care se armează. Avem posibilitatea cui după cui sau automat. Unul după altul. De aici reglăm adâncimea cât vrem să introducem floarea la cui. În interiorul lemnului să acoperim capetele la cuie. Avem blocajul. Greutatea acestui pistol este de aproape 2,5 kg, tot cu baterie. 2,4 kg. Puterea lui este de 48 de newton. Am pus pe prima treaptă. Apăsăm pe trăgaș, nu se întâmplă nimic. Adică sau putem să dăm pe a doua treaptă. Cui după cui să merge și putem să deja le introduce un milimetru. Putem să reglăm mult mai mult sau să rămână în afară. Deci așa. Sunt foarte mulțumit de acest pistol. O să vă arăt și al doilea pistol, care bate până la 9 cm. Acesta are o putere de 95 de juli. Acesta are 3,6 kg, cu tot cu baterie. Baterie de 5 amperi. Este foarte reușit,
avem cu posibilitatea să mișcăm cârligul. La acesta nu se poate fix. La fel ca și la primul, avem posibilitatea de a trage câte un cui sau automat. Și avem două trepte de viteză, pe prima și a doua. Avem acest sistem în caz de se blochează și posibilitatea de a regla adâncimea cuiului. Plus, el se desface în mai multe bucăți, cu posibilitatea prindere rapidă pentru a se scoate și a se curăța. Nu are nevoie de ulei. Avem cuie antismulgere cu striații foarte bune. Sunt mai scumpe decât cele NTD. Pentru a-l încărca, tragem arcul în spate, introducem cuiele și l-am armat. Avem pentru a bloca acest buton, se împinge stânga-dreapta. Am încercat să folosesc prima treaptă câte un singur cui să bătem cu prima treaptă de viteză și nu poate să le bată, nu are putere. Este valabil doar până la undeva 5-6 cm. Dar dăm pe a doua viteză și deja a introdus cuiul 4 mm în interior. Deci l-a scos afară. Și dăm și pe automat. Adică ținem trăgaciul și îl lăsăm să-și ia turație și merge foarte bine. Deci sunt foarte mulțumit. Vă recomand acest pistol, este extraordinar. Dacă doriți mai multe detalii, le avem în locul acesta. Deci îl bate de la 5 la 90 de mm. Cu grosimea cuiului este de 2,8-3,3 și inclinația la cuie 30 de grade la 34 de grade. Vreau să prind acest lemn să vedem ce rezistență are. Am prins 5 cuie. Data viitoare, numai bine!